Dumnezeu mi-a pus pe suflet tema mesajului din seara aceasta. Despre bucurie. N-am predicat niciodată la Betel despre bucurie. Am și pe WhatsApp acest motou. Bucurie este medicament pentru suflet. Da. Chiar atât de importantă e bucuria în Biblie? Chiar atât de importantă e bucuria în viețile noastre? Sau Dumnezeu ne vrea non-stop să mergem prin valea plângerii, non-stop să plângem, non-stop să fim triști? Asta e voia lui Dumnezeu cu noi? Și știți că Scriptura spune altceva. Voia lui Dumnezeu cu noi este bucuria. De ce credeți că spune Scriptura, bucurați-vă întotdeauna? În mod normal nu te poți bucura întotdeauna, dar în mod supranatural te poți bucura întotdeauna. Dumnezeu vrea ca noi în mod supranatural să ne bucurăm întotdeauna. Noi trebuie să redevenim poporul bucuriei. Poporul Noului Testament era un popor al bucuriei. Diavolul fură bucuria din biserici. Diavolul fură bucuria din familii. Diavolul fură bucuria din viața oamenilor. Este un hoț de bucurie. Dumnezeu să-l mustre. Noi vrem bucuria înapoi. Dumnezeu să ne dea bucuria înapoi. Pentru a dezbate această temă despre bucurie, mă opresc la 5 aspecte ale bucuriei. Pot fi multe, dar mă opresc la 5. V-ați întrebat vreodată care e culmea bucuriei în Biblie? Care e culmea bucuriei? Poate unii vor zice, pentru mine culmea bucuriei când se mărește salariul, nu? Sau când mă însor. Sau... Dar și acestea sunt bucurii. Dar conform Bibliei, care este culmea bucuriei? Este o culme a bucuriei. În textul citit de fratele Neluțo vedem o culme a bucuriei. Luca 10:20. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în... Deci culmea bucuriei în Biblie este bucuria numelui scris în cer. Avem această culmea bucuriei sau rămânem la bucurii mărunte? În ce context a zis Iisus de această culmea bucuriei? În contextul în care ucenicii s-au întors, cei 70, s-au întors plini de bucurie. De ce ei aveau o bucurie? Care era bucuria lor? Doamne, chiar și draci ne sunt supuși în numele Tău. Faptul că avea autoritate peste demoni. Dar asta e motiv de bucurie. Să știi că draci ascultă de tine, că ies. Și Hristos, ca reacție la această bucurie a lor, le spune să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Deci nu asta trebuie să fie culmea bucuriei, că draci ascultă de voi. Culmea bucuriei trebuie să fie pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. Cea mai mare bucurie pentru un om în viața aceasta trebuie să fie aceasta. Numele scris în ceruri. Amin. Cea mai mare bucurie. Avem această bucurie, e culmea bucuriei, cea mai înaltă bucurie, numele scris în ceruri. Poate vei spune, dar eu nu știu dacă am numele scris în ceruri. Oare e biblic să știi sau să nu știi? E biblic să știi. Tu trebuie să știi dacă ai numele scris în ceruri. Dragii mei, acest nume scris în ceruri este motivul nostru de bucurie zi de zi și noapte de noapte. Numele scris în cer este bucuria noastră când suntem bolnavi, poate în fază terminală. Numele scris în cer este bucuria noastră când trecem prin necazuri și dureri, poate relații rupte, distruse. Numele scris în cer este bucurie, poate când ai avut un accident. Bucuria asta rămâne! Și noi trebuie poporului Dumnezeu să ne întoarcem la această bucurie. Numele scris în ceruri. Bucurați-vă că aveți numele scris în ceruri. Să nu uităm niciodată acest adevăr. Să nu uităm că aceasta este o culme a bucuriei. Și trebuie această bucurie să se reîntoarcă în poporul lui Dumnezeu. În Filipeni 4:2 spune așa Pavel, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Și enumeră câteva nume acolo, Clement. Clement, un om pentru noi, nu știm nimic de el. Dar unde știa Pavel că are Clement numele scris în ceruri? Femeile care m-au ajutat pentru Evanghelie, ale căror nume este scris în ceruri. De unde știa Pavel? Dragii mei, să ne întoarcem cum am primit acest nume de creștini. Știți că la început
când a început biserica de Ierusalim la Rusalii, noi nu ne-am numit creștini, numele de creștin nu vine de la Rusalii, de la Ierusalim, numele de creștin vine din Antiohia, când cei de acolo, biserica dintre neamuri, au fost numiți creștini. Ce înseamnă creștin? Adică purtător de Hristos. Se vedea Hristos în ei. Asta e condiția. Când se vede Hristos în tine, înseamnă că ai numele scris în ceruri. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și în acești oameni, Pavel a văzut în Clement că este Hristos. Și zice, Doamne, văd în tine pe Hristos, înseamnă că ai numele scris în ceruri. Și el era un om neînsemnat, nu era mare apostol. Dragii mei, asta este condiția. Nu trebuie altceva. Să se vadă Hristos în tine și atunci tu știi că ai numele scris în cer. Pentru că Hristos în tine e nădejdea slavei, nădejdea gloriei. În cuvântul lui Dumnezeu se spune în Apocalipsa 3:5, nu-i vă șterge numele nici de cum numele din cartea vieții. Aici este subiect de controversă. Unii zic că numele din cartea vieții poate fi șters, unii zic că numele nu poate fi șters. Dar Iisus spune în biserici că nu o să șteargă numele din cartea vieții. Asta ca răsplătire. Îi dă asigurarea că nu va șterge numele din cartea vieții. Deci este logic că poate fi șters. Dacă va birui. Ca să avem siguranța că numele nostru nu este șters din cartea vieții, conform Apocalipsa 3:5, noi trebuie să biruim. Avem încă un motiv pentru care să biruim în viață. Să ne rămână numele în cartea vieții. Dumnezeu să ne ajute. Să ne rămână numele scris în cartea vieții. În Apocalipsa 13:8 ni se spune cei care nu sunt scriși în cartea vieții mielului. Deci este o categorie de oameni, cei care nu sunt scriși în cartea vieții mielului. Două categorii de oameni sunt pe pământ, din perspectiva vieții veșnice. Cei care au numele scris în cartea vieții și cei care nu au numele scris în cartea vieții. Tu în care categorie ești? Categoria despre care spune Apocalipsa 13:8 că nu au numele scris în cartea vieții? Sau ai numele scris în cartea vieții? Daniel 12:1 spune, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Deci mântuirea depinde dacă ai numele scris în carte. De ce credeți că spune în Apocalipsa pentru cine va birui că nu va avea numele șters din cartea vieții? Noi trebuie să ne luptăm până la moarte ca să avem, să rămână numele scris în cartea vieții. Asta e lupta noastră. Doamne, ajută-mă să lupt, să rămân numele, să rămână numele meu scris în cartea vieții. Așa deducem din cartea asta Apocalipsei. Apocalipsa 20:12 spune și a fost deschis o altă carte care este cartea vieții. La judecata finală se va deschide cartea vieții. Ce poți să vezi dacă ești numele trecut în cartea vieții sau nu? Dar știți care va fi durerea maximă a vieții? Să vezi că tu nu ai numele trecut în cartea vieții. Și zici, dar de ce? De ce n-am vrut pe Hristos în viața mea? De ce nu s-a văzut Hristos în viața mea? De ce n-a fost Hristos în viața mea? Fără Hristos nu ai numele scris în cartea vieții. Fără Hristos nu ai viitor. Cu religie, poate până la moarte, poți să ai religia ta. Că mulți se laudă cu religia lor și persecută o religie, altă religie. Cel mai important lucru în viață este să ai numele scris în cartea vieții. În Apocalipsa 20:5 spune, orice n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Aici deja intervine o avertizare. Și în această seară este această avertizare. Oricine nu a fost găsit scris în cartea vieții va fi aruncat în iazul de foc. Sunt teologi care zic astăzi că totul este metaforic. Iazul de foc e metaforic, iadul e metaforic, iadul nu există. A și fost o biserică în Oradea care a învățat pe oameni
că iadul nu există, și-a bătut joc pe internet de cei care credeau în iad, că sunt retrograzi, rămași în urmă. Până la urmă, biserica s-a închis. Zic că dacă iadul nu există, ce rost mai are biserica? Nu? Dragii mei, în iazul de foc, moartea a doua, este destinația celor care n-au numele scris în cartea vieții. De aceea este un mare pericol și dacă ești religios, dacă n-ai numele scris în cartea vieții, spune clar Scriptura. Cine nu a fost găsit scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul de foc. Și acel moment când vei fi aruncat în iazul de foc, va fi durerea maximă a vieții tale. Pentru că tu ai respins ca să trăiască Hristos în tine. Tu ai respins să se vadă Hristos în tine. Te-ai mulțumit cu religia și atât. Poate nici cu religia. Eu vreau ca niciunul din ascultători să nu fie aruncat în iazul de foc. Nici unul dintre noi să nu fie aruncat în iazul de foc. Dar este avertizarea. Dacă nu ești în cartea vieții, vei fi aruncat. Nu există târguială cu Dumnezeu. Nu este negociere cu Doamne, te rog să nu mă arunci. Doamne, am ajutat un orfelinat cu tare. Doamne, am hrănit. Doamne, am fost bun. Nu-s condiții de mântuire. Nu ești în cartea vieții, vei fi aruncat în iazul de foc. Și Apocalipsa 21 cu 27 spune: și numai cei scriși în cartea vieții mielului, doar aceștia vor intra în raiul lui Dumnezeu, cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Vedeți cât de important? M-am dat doar câteva referințe, n-am prezentat toate referințele despre cartea vieții. Doar ei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Și concluzie la acest aspect, să ne bucurăm cu bucuria numele scris în ceruri. Dacă Hristos este în tine și Hristos se vede în tine, ai numele scris în cartea vieții. Pentru că de aceea s-a dat numele de creștin Antiohia, pentru că au văzut cei păgâni, au văzut în acei oameni pe Hristos, trăiau o altă viață, trăiau o viață supranaturală. Fără Hristos nu este trecere în cartea vieții. Al doilea aspect al bucuriei, bucuria întoarcerii la Dumnezeu. În Fapte 8 vedem despre famen. Citea cartea lui Isaia și n-a înțeles. Dumnezeu l-a îndemnat pe Filip, a ajuns carul și a tălmăcit cartea lui Isaia. I-a zis că acel miel despre care vorbește Isaia, deci jertfa aceea este jertfa lui Hristos. Și famna a înțeles că a murit Hristos în locul lui, pentru păcatele lui. Și ce s-a întâmplat cu famenul? S-a întors la Dumnezeu. Și famenul nu doar că s-a întors la Dumnezeu, dar s-a și botezat. Și versetul 39 spune: în timp ce famenul își vede de drum plin de bucurie, era bucuria întoarcerii la Dumnezeu. Dragii mei, bucuria întoarcerii la Dumnezeu nu se poate compara cu alte bucurii pământești. După bucuria numele scris în ceruri este această bucurie a întoarcerii la Dumnezeu, deși se leagă. Eram în Republica Moldova cu un grup de misiune și am făcut evangelizare într-un cinematograf în Orhei. La un moment dat s-au ridicat oameni care au început să urle în timpul evanghelizării. Urlau. Și ne puneau întrebări. O întrebare era asta: unde ați fost pe vremea lui Stalin? Pentru că eu nu m-am născut, unde să fiu. Erau din ăștia rusificați. Pe fondul de urlete, totuși am făcut chemare. Dacă este cineva care vrea să-și predea viața lui Hristos, că Hristos ne cheamă și dacă e liniște și dacă se urlete, nu? Ne cheamă la El. A venit în față fiul învățătoarei din sat. Și ce a mărturisit după aceea? Stăteam pe scaun, era într-un cinematograf, evanghelizarea, stăteam pe scaun, zice, și când s-a făcut chemarea, simțeam că nu mă pot ridica. Deci vreau să mă ridic, dar simțeam că nu mă pot ridica. Forțele întunericului mă țineau pe scaun și deodată m-am ridicat.
Și când m-am dus în față, am fost copleșit de bucurie. Că în văzul tuturor, în văzul tuturor urlătorilor, s-a întors la Dumnezeu. Întoarce la Dumnezeu aduce bucurie chiar pe un fond de adversitate. Este această bucurie că te-ai întors la Dumnezeu. O bucurie care nu se poate asemăna cu alte bucurii de pe pământ. Zice în Isaia 12:3, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Sunt izvoarele mântuirii. Și e bucurie să bei din izvoarele mântuirii. Este bucurie să te întorci la Dumnezeu. Pentru că este o ilustrație a întoarcerii la Dumnezeu. Matei 13:20 ni se spune, cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Sunt oameni care se întorc la Dumnezeu, unii rămân pe cale, alții se întorc de pe cale. Dar asta nu înseamnă că experiența lor de întoarcere la Dumnezeu nu a fost autentică. A fost autentică, dar nu au rămas pe cale. Au primit cuvântul cu bucurie. Însă ceea ce m-a uimit pe mine în Evanghelia după Luca, și ce a fost? Luca 15:7, va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos. Cerul se bucură când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Unul singur, unul! Deci, dragii mei, noi suntem supravegheați din cer. Cerul supraveghează pământul. Cerul supraveghează bisericile. Și când unul singur se întoarce la Domnul, este bucurie în cer. De aceea nu trebuie să disprețuim bisericile mici. Sunt biserici, 10 oameni, 20 de oameni, dar sunt întorși la Dumnezeu. Cândva s-a bucurat cerul pentru ei. Și Hristos sublinează, când se întoarce un păcătos, este bucurie în cer. Dumnezeu să întoarcă cât mai mulți. Ne bucurăm că în Oradea s-a deschis o ușă pentru asta. Mulțumim Domnului că în Oradea, în inima orașului, în Piața Unirii, au fost evanghelizări anul ăsta. Și știți ce m-a bucurat? Că am auzit că o persoană s-a întors în Piața Unirii. M-am bucurat. Că poate vă întrebați, dar rămân urme? Dar să știți că rămân urme. Am auzit că o persoană, nu înseamnă că au fost mai multe, am auzit că s-a întors la Domnul, acolo în evanghelizarea din Piața Unirii, Dumnezeu să binecuvânteze autoritățile din Oradea. Faptul că în centrul orașului poți vesti Evanghelie, mare har. Faptul că în centrul orașului sunt oameni care se întorc la Dumnezeu. Deci nu doar în biserică, și în afara bisericii se întorc oameni la Dumnezeu. Dumnezeu să aibă mâna întinsă peste Oradea. Amin. Să binecuvânteze acest oraș. Este bucurie în cer pentru un singur păcătos. Și spune în Luca 15:32, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort. Când unul se întoarce la Domnul, trebuie să fie o solidaritate a bucuriei. Nu-i de ajuns, bine că s-a întors. Nu, noi trebuie să ne bucurăm. Este un motiv de bucurie că unul singur s-a întors la Domnul. Unii au o perspectivă greșită. Păi dacă nu s-au întors 50, nu mă bucur. Greșit. Îngerii nu pentru 50, pentru unul singur se bucură. Deci tu trebuie să te bucuri pentru un singur om. Așa bucurie am avut că când am înțeles că unul s-a întors în Piața Unirii. Am auzit mărturia acelei persoane, despre acea persoană. Așa m-am bucurat înăuntru meu. Pentru că noi trebuie să ne bucurăm când oamenii se întorc la Dumnezeu. Deci primul aspect al bucuriei, bucuria că ai numele scris în ceruri. Al doilea aspect, bucuria întoarcerii la Dumnezeu. De aceea noi trebuie să ne rugăm ca cei care nu se întorc la Dumnezeu, din familie, din prieteni, cunoștințe, să se întoarcă la Dumnezeu. Să știi că rugăciunea ta va avea efect. Rugăciunea ta va atinge cerul. Un om s-a rugat. E adevărat că uneori deja obosește în rugăciune. Un om s-a rugat să se întoarcă cineva la Dumnezeu. S-a rugat ani de zile. Și nu s-a întâmplat nimic. Și ce a zis într-o zi? Nu mă mai rog. Mă opresc din rugăciune. Gata, m-am săturat. Nu văd nimic. Nu văd că se întâmplă. În noaptea aceea a avut un vis. Mergea cu un ulcior la izvor. Mai avea câțiva metri. Și a zis, nu mă mai duc la izvor. Și atunci a înțeles. A merge cu ulciorul la izvor era rugăciunea pentru persoana aceea. Și a început să continue rugăciunea și persoana s-a întors la Domnul. Ce învățăm de aici? Chiar dacă ne rugăm și ani de zile nu vedem nimic, să continuăm rugăciunea. Amin. Domnul să despetrească inimile. Amin. Celor din familie, a prietenilor, a rudenilor, a cunoștințelor, Domnul să întoarcă la El. Rugăciunea noastră este importantă. Du-te cu ulciorul până la izvor. Nu te da bătut.
Al treilea aspect al bucuriei este bucuria indiferent de circumstanțe. De multe ori noi legăm bucuria de circumstanțe. Să profetul Habacuc prezintă o bucurie indiferent de circumstanțe. Habacuc, capitolul 3, de la versetul 17 și 18. Dar trebuie să învățăm de la acest profet. Într-un fel să avem această bucurie profetică. Zice Habacuc așa, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Asta înseamnă criză economică. Vezi, nu mai sunt boi, mai sunt oi. Pentru lumea aceea a Vechiului Testament era mijloc de supraviețuire, să aibă animale, să aibă agricultură. Și chiar dacă nu va fi asta, chiar dacă mijloacele mele de subzistență se duc, nu voi da drum tristeții. Nu o să mă las să cad în depresie, pentru că asta e o mare problemă a zilelor de noastră, oameni care cad în depresie, depresie cruntă. Chiar și Ilie a căzut în depresie. Deci depresia este experiența comună a fiecare dintre noi. Problema este să ne ridicăm din depresie, să nu rămânem acolo. Dar bucuria te ajută să te ridici. Nu o să fiu deprimat, zice Habacuc. Nu vor fi oi, nu o să am mijloace de subsistență. Eu nu mă las, nu o să fiu deprimat. Nu las tristețea să aibă ultimul cuvânt. Chiar dacă am o tristețe, dar să nu fie dominantă în viața mea. Și ce trebuie să fac? Ce mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Deci bucuria noastră nu depinde de circunstanțe, ci ne ancorăm bucuria în divinitate. Eu mă bucur fiindcă Dumnezeu stă pe tron. Eu mă bucur că Iisus Hristos este mântuitorul meu. Eu mă bucur că Duhul Sfânt este dat să fie paracletul, apărătorul meu pe pământ. Am Sfânta Treime alături de mine. De aceea mă bucur. Nu las circunstanțele strecătoare. Ne bucurăm, nu ne bucurăm. Sunt în valuri. Circumstanțele ne aduc bucurie, dar bucuria în Domnul este o continuitate și noi trebuie să avem bucuria asta indiferent de circumstanțe. Pentru că dacă nu avem bucuria dincolo de circumstanțe, nu mergem după Scriptură. În Fapte 5 cu 41 se spune că s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Cum să te bucuri când ești batjocorit? Dar știi ce știau ei? Că vor fi răsplătiți de Domnul. Spune Scriptura că pentru ocărele primite pentru Hristos veți avea o mare răsplătire. Deci ei s-au bucurat pentru asta. Și în 1 Petru 4, de la 12-13, se spune, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Deși în suferință trebuie să ne bucurăm. Iar Iacov 1 cu 2 ne spune să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Unii în încercări sunt doborâți. Fiți atenți, Iacov, ce cuvânt folosește. Mare bucurie. Deci, realitatea vieții noastre, cu ce spune Scriptura, e diferită. Noi nu avem mare bucurie când trecem prin încercări, nu? Nu avem. Dar zice Iacov, aveți o mare bucurie. Pentru că încercarea e permisă de Dumnezeu. Rețineți, încercarea e permisă de Dumnezeu. Și Dumnezeu îți poate da biruință în încercare. De aceea trebuie să fim bucuroși. Dacă este careva dintre voi în încercare, nu te lăsa dobărât de întristare. Dumnezeu să-ți dea o mare bucurie. Să știți că încercările au rostul să ne curățească viața, încercările au rostul să ne întărească în credință și încercările pot să aducă și binecuvântare, uneori pe care nu o vedem. De aceea Iacov ne învață, setați-vă mintea. Când vedeți încercare, nu vă lamentați, nu vă plângeți, ci să vedeți cu o mare bucurie. Când în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dragii mei, multe necazuri. Să știți că dacă lași tristețea să te domine, te poți îmbolnăvi. Tristețea dominantă. Tristețe care sunt pe locul 2, n-au așa efect, că sunt pe locul 2. Bucuria e pe locul 1. Dacă în tristețe e pe locul 1, te pot îmbolnăvi. Zic medicii că uneori tristețea, amărăciunea, mânia, amarul, te îmbolnăvesc.
diverse organe din trupul tău se îmbolnăvesc. Și bucuria poate aduce tămăduire. Dumnezeu să ne dea această bucurie supranaturală. Noi suntem poporul Lui. Noi suntem poporul bucuriei. Noi nu trebuie să fim ca lumea. Lumea când trece prin încercări, se lamentează, unii înjură, chiar înjură. Foarte mult se înjură unii încercări. Noi trebuie să fim poporul bucuriei. Și știi cum putem să fim poporul bucuriei? Dacă aplicăm mulțumire în încercări. Zice Biblia, mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, inclusiv pentru încercări, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, Doamne, trec prin încercare, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că pot ieși din încercare. Încă nu văd ușa, deschidem ochii să văd ușa, ca să ies din încercare. Dar te laud, Doamne, că Tu ești în control, Tu ești suveran. Te laud, Doamne, că această încercare Tu ai permis-o. Dar te laud, Doamne, că Tu îmi dai biruință în această încercare. Deci noi trebuie să ne păstrăm acest optimism cristocentric. Nu încercarea are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu are ultimul cuvânt. Unii sunt doborâți de întristare, repet, avem voie să ne întristăm. Dar întristarea să fie pe locul doi în viața noastră. Pe locul întâi să fie această bucurie supranaturală, în indiferent de circumstanțe. Matei 5:12 se spune, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Deci răsplată mare! Te-ai gândit că în cer poți să primești o răsplată mare? La ce se referă răsplata mare? Atunci când ești vorbit de rău, vorbirea de rău, la adresa ta, nu poți controla. Pentru vorbirea de rău, categoric, care nu are adevăr în ea, dar e minciună, țesută foarte inteligent, așa de inteligent diavolul țese minciunile, tu vei avea răsplată mare în cerul. Pentru atitudinea rea față de tine, prigonire, vei avea răsplată mare în ceruri. Ceea ce m-a întristat legat de America, m-a auzit de la mai mulți, din mai multe surse, că sunt bănci care dacă ești, mă refer la organizații care au conturi, anumite bănci, organizații proviați contra avortului, sunt bănci care îți zic să muți contul de la ei. Că tu nu aduci onoare pentru banca lor. Nic Vujicic, știți, fără mâini, fără picioare, a mărturisit când a fost la Oradea că a trebuit să-și mute contul, pentru că banca a zis, ești prea conservator. E formă de prigoană. Care în ce băncile să te prigonească, zice, ne faci de rușine banca, ești prea conservator, mută-ți contul. Și asta poate fi formă de prigoană. O formă de prigoană nouă. Nu verbală, ci financiară. Ce spune Scriptura? Când ești prigonit pentru Hristos, te așteaptă o mare răsplătire. Dragii mei, să ne înarmăm cu această gândire. Când avem o mare răsplătire pentru că suntem prigoniți pentru Hristos, nu prigoniți pentru greșelile noastre. Aia este altceva când suntem prigoniți pentru Hristos. Al patrulea aspect e bucuria cu Dumnezeu. Al patrulea aspect al bucuriei. Spune 1 Samuel 2:1, mi se bucură inima în Domnul, mă bucur de ajutorul tău. Cu Dumnezeu te poți bucura. Dacă umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu te poate ajuta. Zice, mă bucur de ajutorul tău. Știți cine ne poate ajuta cel mai mult în viață? Dumnezeu. În orice problemă, dragii mei, strigați la Dumnezeu. Și veți vedea că acest verset e adevărat. Mă bucur de ajutorul tău. Ajutorul lui Dumnezeu ne poate da bucurie. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Priviți spre Dumnezeu. Priviți spre Dumnezeu. De multe ori ajutorul omului este zadarnic. Un om a vrut să evadeze din închisoare și tot ce-a frământat mintea cum să evadeze, cu mulți ani în urmă. Acum, și din închisorile cele mai bine păzite se evadează. Și a zis așa. Voi evada? Când va muri cineva, o să mă așez deasupra lui în sicriu
și o să aranjez cu un angajat al închisorii, când iese afară din tură, să deschidă sicriul, să mă elibereze. Aș aranja cu cineva, categoric, o să-l plătească bine. Și în închisoare era obiceiul, când se aducea un sicriu, se depunea într-un loc în închisoare și bătea un gong, că există un deces în închisoare. Ăsta șeca mâinile. Acum eliberarea, mea zice. Acum, uite, am aranjat cu angajatul închisorii. Eu acum mă pun în sicriu, nimeni, nu, sicriul o să se bată și nu o să verifice nimeni ce e în sicriu, nu? De fapt, o să fim doi în sicriu, mortul și o să mă pun deasupra lui. Zic că îmi duc cu mine ceva chibrit, măcar să, nu, să văd și eu cine va fi mortul, nu? A bătut gongul, s-a dus, era întuneric, s-a așezat în sicriu, sicriul a fost bătut cu cuie și, bă, în două, trei ore vine angajatul ăsta din pușcărie cu care m-a înțeles și o să mă elibereze. Dar hai să văd eu cine-i mortul. A prins un chibrit, mortul era angajatul cu care s-a înțeles. Vă dați seama ce urlet acolo. Dragii mei, Dumnezeu nu moare niciodată. Cu Dumnezeu nu o să pățești ca și acest pușcăreaș cu angajatul care se libereze. Pentru că Dumnezeu nu moare, Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel viu. Și Dumnezeul cel viu te poate ajuta. În orice problemă te poate ajuta. Orice problemă, repet, orice problemă, probleme imposibile, Dumnezeul cel viu te poate ajuta. Și Dumnezeu să ajute chiar acum. Dumnezeu să răstească ajutor în dreptul tău chiar acum. E Dumnezeul cel viu care te poate ajuta în orice problemă. Nu să pățești ca și acest pușcăreaș cu angajatul. Mă bucur de ajutorul tău, zice în 1 Samuel. În 1 Cronici 16:10 zice să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Deci, dacă tu cauți pe Domnul, inima ta se bucură. E cea mai plină de bucurie căutare, să cauți pe Dumnezeu. Și e bine să căutăm pe Dumnezeu zilnic în rugăciune. Să căutăm zilnic pe Dumnezeu în citirea cuvântului. Să avem timpul nostru de odăiță, spune în Predica de Munte, intră în odăița ta, nu, și roagă-te Tatălui tău care ne-a ascuns. Nu neglija, să nu treacă o zi fără acest timp de a-L căuta pe Domnul, pentru că este o sursă de putere, este o sursă de bucurie să cauți pe Domnul. Psalmul 32, conștiunii se spune, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Tot psalmul, un psalm 5, conștiunii spune, toți cei ce se încred în tine se vor bucura. Noi ne bucurăm în Dumnezeu. Sursa bucuriei noastre este Dumnezeu. De aceea, bucuria noastră principală trebuie să fie supranaturală. Bucurile pământești uneori sunt ca nisipul. Azi ai bucurie, mâine n-ai bucurie. Azi ești bucuros, mâine nu ești. Dar dacă tu ai o bucurie supranaturală și te bazezi pe Dumnezeu, ești bucuros întotdeauna. Psalmul 119, 162 spune, mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine, un exemplu de bucurie au fost creștinii din jungla din Mozambic. Lei erau la câțiva kilometri de ei, șerpi, zonă de junglă. Centrul Mozambicului era o comunitate de creștini. Ne-am dus cu ajutoare la ei, sagi de orez, s-au bucurat. Unelte agricole le-am dus, s-au bucurat și de asta. Ulei le-am dus, s-au bucurat de ulei. Dar cel mai mult s-au bucurat când ne-am strâns la oaltă și au început să cânte, au început să se roage. Și pe fața lor era bucurie, pentru că era bucuria în Domnul. S-au bucurat și de lucrurile materiale. Dar ei au zis, cea mai mare bucurie a noastră este bucuria noastră în Domnul, că noi suntem întorși la Domnul. Ne putem bucura de lucrurile mici în viață. Dar să nu uităm să ne bucurăm cel mai mult în Domnul. Bucuria în Domnul trebuie să fie steagul vieții noastre. Spune așa în Filipeni 4:4, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Slujiți Domnului cu bucurie, spunem Psalmul 102. Domnule, Tu îmi dai bucurie, Tu dai bucuria celor ce iubesc numele Tău.
Bucurați-vă întotdeauna. Avem noi viața asta? Ne bucurăm întotdeauna în Domnul? Sau lăsăm tristețea, depresia să ne domine? Pune sub picioarele tale depresia și tristețea. Poți să ai. Toți trecem, intrăm în depresie, dar trebuie să ieșim cât mai repede. Nu suntem scutiți de depresie. Nici de tristețe. Dar nu ai, să nu aibă ultimul cuvânt tristețea în viața noastră, să nu aibă ultimul cuvânt depresia în viața noastră. Noi trebuie să luăm ad literam ce zice în Filipeni. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Poate fi o rugăciune a noastră. Doamne, ajută-mă să mă bucur totdeauna în Domnul. Poate fi o rugăciune. Poate că de aia nu te bucuri, nu te rogi. Doamne, ajută-mă să mă bucur zi de zi, noapte de noapte în Domnul, indiferent ce se întâmplă cu mine, să mă bucur în Domnul. De aceea în inima noastră trebuie să fie cântarea de laudă. Pe buzele noastre trebuie să fie cântarea de laudă. Poți să-L auzi pe Domnul și în încercări, poți să-L auzi pe Domnul și în tristeți. E bine să și cânți, chiar dacă e singur. Nu te înregistrează nimeni, nu te pune nimeni pe YouTube. Să cânți. Să cânți. Cântarea ajută. Când erau lanțuri, nu? Pavel și Sila, au lăudat pe Domnul. Unii zic, nu, stris, nu mă laud pe Domnul, să nici să n-aude, nu. Noi trebuie să lăudăm pe Domnul, indiferent ce ni se întâmplă. Noi trebuie să lăudăm, să-L preamărim, să-I binecuvântăm numele. Dragii mei, așa trebuie să fim. Și când lăudăm pe Domnul, în orice situație, lucrul acesta ne aduce bucurie. Noi trebuie să fim un popor al bucuriei. Trebuie să redevenim un popor al bucuriei. Spunea un scriitor, că în biserica primară, cel mai contagios lucru era bucuria. Că, bă, ce se bucură ăștia, mă? Ce-i cu ei? Știi? Bucuria era uimire pentru cei din jur. Dacă tu ai această bucurie în Domnul, în permanență, să știi că e contagios pentru cei din jur. Și, bă, vreau să am și eu bucuria asta. Vreau și eu să mă întorc la Domnul. Dar dacă tot ești mereu așa, parcă ai fi fost botezat în lămâie, expresia asta, nu? Tot acru, nu? Schimbă-ți viața. Ieși din acreală, intră în bucuria în Domnul. Mulți trebuie să iasă și în această seară dintr-o viață acră și să intre în bucuria care este în Domnul. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu că avem o bucurie în Duhul Sfânt. Că împărăția lui Dumnezeu este, nu? Bucurie în Duhul Sfânt. Păi Duhul Sfânt aduce bucurie în viețile noastre. Să mergem la al cincilea aspect și ultimul. Bucuria ca stil de viață. Spune Roman 12:12. Bucurați-vă în nădejde. Noi avem nădejde. Noi trebuie să ne bucurăm în această nădejde. Când nu mai e nicio nădejde, se duce bucuria. Noi trebuie să ne gândim care e nădejdea noastră. Știți care e nădejdea noastră pe care o așteptăm? Revenirea Domnului Iisus. E nădejdea pe care o așteptăm. Bucuria trebuie să fie un stil de viață. Sora care a zis poezia despre răpire, la un moment dat, în versul acela, a zis despre cutremur în Italia. Bă, stai mă, că și-am trecut prin cutremur în Italia. Cu tremurile în Italia, nu pe spații mari, spații mici, dar morți, răniți, clădiri care cad, deci foarte dure cu tremurile din Italia. Am prins un cutremur. Casa se mișca cu mine unde eram. Bă, poate secunda următoare mă duc la Domnul. Așa se mișca, știi, casa. Atunci, în momentul când știi că poți muri oricând, Doamne, viața mea e mâna Ta. Știi ce s-a întâmplat cu mine? M-a cuprins o bucurie. Cum adică în cutremur bucurie? Știi care a fost bucuria? Dacă viața ta e mâna lui Dumnezeu, tu mergi la Dumnezeu, nu? Dacă viața ta e mâna lui Dumnezeu și dacă scapi, e mâna lui Dumnezeu care te-a scăpat. Dragii mei, noi trebuie să avem bucuria ca stil de viață. Bucurați-vă întotdeauna, ni se spune 1 Tesaloniceni 5:16. Dar există și o încurajare la bucurie mai neobișnuită. Romani 12:8. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Știi că uneori milostenie. Ce fac cu bucurie. Avem posibilitatea de milostenie? Nu? Bucurat când anul trecut de Crăciun, tinerii, inițiativă din cor a pornit, au împărțit ajutoare la bătrâni, la săraci. Și-au făcut-o cu bucurie. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie.
ai milostenie de făcut, fă cu bucurie. Nu fă așa din obligație. Asta este îndemnul Scripturii, pentru că bucuria trebuie să fie stilul tău de viață. Bucură-te, tinere, de tinerețea ta. Tinerețea noastră trebuie să ne caracterizeze bucuria. Bucuria vârstei. Bucuria sănătății. Pentru că vine perioada când depășești o vârstă și e mai greu, nu? De aceea să ne bucurăm de această perioadă. Apoi, cei căsătoriți, Proverbe 5 cu 18, bucură-te de nevastă tinereții tale, să ne bucurăm de familie, de copii. Vezi? Trebuie să te bucuri. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru ei. Apoi spunem Psalmul 128 cu 2, să te bucuri de lucruri mâinilor tale, să te bucuri de munca ta. Nu sunt lucruri spirituale astea, nu? Munca ta, lucruri mâinilor tale. Dar Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm și de lucruri mâinilor noastre. Dumnezeu să binecuvânteze lucruri mâinilor noastre. Cum? Dacă fac curat, să mă bucur, da, să te bucuri, că e lucrul mâinilor tale. Să te bucuri de lucrul mâinilor tale. Așa te îndeamnă Scriptura. A, vei vedea atunci câte motive de bucurie sunt, așa-i? Scriitoare punea mare accent pe bucurie în orice situație. Te bucuri când spăla vase, se bucura. Când dădea mâncare la copii, se bucura. Orice făcea, se bucura. Și încet a devenit bucuria un stil de viață. Bucuria trebuie să ne fie un stil de viață. Să spunem Psalmul 90 cu 14, satură-ne în fiecare dimineață și toată viața noastră ne vom bucura. Doamne, vrem să ne saturi în fiecare zi și toată viața noastră să ne bucurăm. V-am prezentat 5 aspectele bucuriei. Dumnezeu vrea să redevenim poporul bucuriei. Vreau să închei. Că această bucurie pe care o cere Biblia de la noi este o bucurie supranaturală. Spune în Galateni 5 cu 22 că roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria. Adică Duhul Sfânt produce în noi bucurie. Nu este o bucurie obișnuită, pentru că nu putem avea o bucurie întotdeauna. Dar când Duhul Sfânt este noi, produce roada în orice circunstanțe. Noi trebuie să rodim Duhul Sfânt în orice circunstanțe. Și vreau să închei cu un citat din Henry Bergson. Bucuria este semnul că în viața ai reușit. Dacă ai avut o viață în care nu te-ai bucurat, tu n-ai reușit în viață. Iar Robert Schuller spunea, bucuria nu este absența suferinței, ci prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, să ne bucurăm că avem numele scris în ceruri. Să ne bucurăm de întoarcerea la Dumnezeu. Ne bucurăm în orice circunstanță. Să ne bucurăm cu Dumnezeu și bucuria să fie un stil de viață și să rodim roada Duhului Sfânt. Această rugăciune să cerem, Doamne, vreau să rodesc roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte însușiri. Pentru că se limitează, bucuria omenească este limitată. Eu vreau o bucurie supranaturală. Atunci mă pot bucura întotdeauna. Bucuria în Duhul Sfânt este împărăția lui Dumnezeu, nu? Neprionire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Eu vreau să rodesc roada Duhului. Eu vreau să mă bucur întotdeauna, Doamne. Te laud că am numele scris în ceruri. Dacă n-ai siguranță, numele scris în ceruri, cere această siguranță. Să fii sigur, Hristos trăiește în tine. Și tu să duci lupta până la capăt, să nu ți se șteargă numele din cartea vieții. Pe cine va birui, nu-i va șterge numele. Și în dreptul tău, zice Iisus, nu o să șterg numele dacă vei birui. Să cerem biruință. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm și să mulțumim pentru această seară.